Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, episodul 13. Achif a spus tuturor de la bazarul de binefacere că Omer este fiul lui Suzan. În timp ce Suzan pleacă după Harika, care face o scenă, Omer este în stare de șoc și așteaptă un răspuns de la Kadir. Când fratele său nu neagă, Omer fuge distrus la mormântul părinților lui. Harika o amenință pe Suzan că va pleca de acasă dacă îl aduce pe Omer în viața lor sau dacă îi dă bani. Suzan îi spune să stea liniștită, fiindcă Omer este ca un străin oarecare pentru ea. Omer se întoarce acasă și cere răspunsuri de la familia lui. Orhan îi spune puținele lucruri pe care le știe despre cum a fost abandonat la moschee, iar Shengul îi spune că Suzan a aflat de la ea că el este fiul ei. Omer se simte foarte rău și le spune fraților lui că el este omul nimănui și să nu îl mai includă la cheltuielile familiei, pentru că părinții lor au avut grijă de el destul atâția ani și nu mai vrea să fie povară pentru ei. Atunci Kadir și surorile lui îi spun să nu mai zică niciodată așa ceva și că nimic nu va schimba faptul că ei sunt frați. La școală, Omer întâmpină batjocurile colegilor, care se amuză pe seama faptului că a fost abandonat. Harika îi spune că ea și mama ei nu îl vor în viața lor. Suzan merge la școală pentru Harika și îl evită când îl vede pe hol. Omer o vede și îi spune că nu trebuie să fugă de câte ori îl vede și că orice legătură dintre ei s-a rupt în ziua când l-a lăsat ca pe gunoi la moschee. Suzan îi spune că sunt lucruri pe care el nu le știe, iar mai târziu, Omer merge la ea la birou pentru răspunsuri. Suzan îi zice numele tatălui său și cum bunicul lui l-a dus la moschee. Îi spune că ea a ales să uite pentru că chiar dacă l-ar fi găsit, familia ei ar fi renegat-o și ea nu ar fi avut posibilitatea să-l crească singură. Omer pleacă și mai devastat și îi spune că s-ar fi simțit mai bine dacă i-ar fi zis măcar că l-a căutat. Selim, băiatul din cartier care o place pe Asi, deschide o cafenea lângă liceul ei. Asi se angajează acolo și va lucra după ore. Doruk este gelos pe Selim și se angajează și el la cafenea. Ogul Khan și Kadir joacă într-o reclamă publicitară. Fără să spună nimănui, Shengul o amenință pe Suzan că dacă nu îl recunoaște pe Omer și dacă nu îi dă partea de moștenire care îi se cuvine, va deschide un proces împotriva ei. Atunci Suzan îl cheamă pe Omer la firmă și îl pune să semneze un acord prin care acceptă să nu se folosească niciodată de testul ADN și prin care renunță la toate drepturile. Încurajat de Orhan, Omer merge la Suzan cu un pic de speranță, chiar dacă nu se așteaptă să îl trateze ca pe un fiu, dar vrea măcar să păstreze legătura cu ea și să scape de durerea abandonului. Când Suzan îi spune că tot ce deține ea îi aparține doar fiicei ei și îi cere să semneze acordul, Omer este și mai devastat. Orhan se supără foarte tare și îi spune cuvinte grele lui Shengul când află ce a făcut. Îi spune că singurul lucru care îl oprește să divorțeze este faptul că nu are bani pentru asta. Shengul își face bagajul și pleacă în casa lui Akif. După ce vorbește cu Omer, Suzan o provoacă pe Nebahat spunându-i că încă se întâlnește cu Akif. Nebahat vrea să o lovească cu mașina, dar Omer, care vine în urma lor, vede ce se petrece, o împinge pe Suzan din fața mașinii și este lovit el. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.